Ciuclă, sunt managerul spitalului Lunița. N-am fost niciodată aici. Am găsit de putință că ar fi cazul să vă cunoaștem de aproape. Având în vedere că sistemul sanitar, în general, în România, trece prin probleme destul de mari, iar spitalul Oltenița face parte din sistemul sanitar. În primul rând, vreau să nu scape din vedere un lucru care aș dori Consiliul Local să mă susțin, având în vedere că nu știu, n-am pregătirea necesară, dar o să încerc și pe alte căi, să încercăm să demarăm o inițiativă legislativă vis-a-vis de posibilitatea primăriilor din teritoriul Spitalului Oltenița de a putea contribui la finanțarea spitalului. Deci, după cum știți, singurul care contribuie la fonduri pentru Spitalul Oltenița conform legii este doar Primăria Oltenița. Am făcut nenumărate demersuri, eu personal, către Consiliul Județean, către la prefectură. Nu mai zic, lipsa fondurilor spre casa de asigurări, nu mai o povestesc. La întâlnirile mele cu primarii, am bătut toate localitățile din jur. Nu există posibilitatea să susțină, deși recunosc este corect, dar populația mea vine la dumneata la spital și eu nu fac nimic. Pentru că legea nu-mi permite. Singura soluție și în discuția cu prefectul și pe unde am fost este o inițiativă legislativă. Solicit și o sprijină în Consiliul Local să încerce să demareze o inițiativă legislativă pe tema asta. Și a rezolva o picătură din subfinanțarea cronică a spitalului din România, inclusiv și a spitalului Oltenița. Ce vreau să subliniez? Au apărut pe site niște lucruri foarte frumoase și în felul ăsta și lumea poate să vadă că spitalul a făcut câțiva pași într-o direcție bună și mă bucur că aprecierile sunt majoritare spre bine. Aș vrea, înainte de orice, să amintesc și să mulțumesc și celor care au contribuit la ce ați văzut în acele poste, dacă le-ați văzut, oameni de bine din comunitatea locală care au contribuit la acele poze pe care le-ați văzut dumneavoastră. Și acești oameni sunt Radu Nicolae, Sece Belino Serele, Radu Marius, Radu Magdalena, Sece Sofia Farc, Neguiță Beatriz Rodica, Sece Stentor, Rachero Vladimir, Bede Internațional, Jalez Ion, Marius Gianu și prin Asociația Ortodoxă preotul Bogdan Ciplău. Sunt lucruri care îmi cer scuze că nu am putut să le fac publice înainte de a apare acele imagini, că poate oamenii ar fi așteptat, dar sunt convins că sunt oameni de bine care au făcut fără nicio pretenție niște lucruri pe care vreau să le vedeți pe acele poste. Aș vrea ca mai multă lume să poată să facă lucrul ăsta. Întotdeauna am fost și am încercat să schimb mentalitatea, să cer comunității și oamenilor potenți din comunitate, nu bani, ci idei, să vină, să vină spitalul, să constate și să spună, domne, aici, dacă ar arăta altfel, ar fi mult mai bine. Perfect. Fă acest ceva altfel, dacă poți, faci cu hârtie de sponsorizare în final, că ai făcut lucrarea respectivă în valoare de. Nu vreau să văd bani. Asta a fost teoria mea în toate demersurile pe care le-am făcut și în felul ăsta s-au adunat acești oameni, că acum le-am mulțumit aici. Spitalul nu este nici al meu, nici al primăriei, ci este al comunității. Primăria este un slujitor al cetățenilor. Când spunem am făcut, am vres, am reproșuri sau știu eu, dispute, nu și află rost. Eu sunt omul care știe să muncească, care încearcă să aplaneze orice divergență, orice conflict și încerc în primul rând să identific soluții. Și dacă pot să las de la mine, dacă pot să trag eu de 10 ori, nu contează. Numai să pot să fac ceva. Și în sensul ăsta, mulțumesc primăriei pentru tot sprijinul care l-a făcut până acum, dar vin să solicit în continuare un sprijin și mai mare. Mă lovesc de două probleme. Numărul 1. Lipsa medicilor.
În acest moment, spitalul, dacă știți, spitalul Călăraș a fost declasificat, un lucru foarte urât pentru județul Călăraș, o notă proastă. Secția de pediatrie aproape că au închis-o și, mă rog, sunt mult mai multe lucruri acolo. Secția mea de pediatrie de la Spitalul Oltenița bate la ușă să fie închisă. De ce? Pentru că nu s-a găsit nicio modalitate să se atragă medici. Din contră, poate știți, medicii au plecat din Spitalul Oltenița din cauza scurtă 2 a salarizării. Orice încercări și orice demersuri de a îi convinge cu o locuință de serviciu, încercările noastre la primărie de a plăti transportul, de a face altceva, au rămas fără răspuns, pe motiv că nu se poate. În felul ăsta am pierdut medic psihiatru, am pierdut medic dermatolog, am pierdut mulți medici care au plecat și o să mai plece. Eu întotdeauna am avut o discuție când am venit prima dată, am zis, domnule, hai să tragem și după aia să vedem ce facem. Am tras, am muncit. E momentul în care acea plată, e singurul lucru pe care eu îl identific acum, acea plată a gărzilor medicilor să fie ridicată la valoarea maximă permisă de lege. Pe scurt, un medic care vine și face o gardă la Spitalul Oltenița, într-o zi de săptămână, e plătit undeva la 1.700.000-1.800.000, sub 2 milioane. În condițiile în care se vede 10 salvări, deci nu se merită să faci treaba asta. Decât dacă ești dedicat, dacă îți place. Nu spun în ce probleme poți să intri. Am avut câțiva medici care au venit și au făcut gărzi la mine la spital. După ce au făcut 2-3 gărzi, au spus, băi, spitalul cu tare care are același grad cu tine, dă mai mult. Și am zis, da, dar știi că noi cu banii respectăm și noi. Singura posibilitate să atrag medici, chit să-mi facă doar gărzi, este să le ofer mai mult pe gard. Legea îmi permite să ridic acest plafon la un nivel care să fie atractiv. Nu spun că va rezolva problema, spun că este singurul lucru care se impune al face. Care ar fi maxim? Și anume? Deci în momentul de față gărzile sunt la 125%, mă rog, zic, nu știu, eu să vă povestesc, deci eu vorbesc ca principiu. Iau un procent între 125 și 150%, să fie plăite, noi suntem la 125%, aia înseamnă oră pe tarif, tarifar pe oră, adică de la 1.700.000 să ajungă la 2 milioane și nu știu să vă zic exact. Adică nimic. Dar pentru bugetul meu înseamnă mult. Pentru că eu dacă vă spun treaba asta și am solicitat primăriei această gărzie pe care am făcut-o acum 10 zile, n-am primit niciun răspuns. Ăsta e motivul principal pentru care sunt aici. Încercând să explic că avem două variante. Ori închidem secția de pediatrie, ori facem ceva. Eu nu pot să fac decât ce v-am spus. Să acord tariful maxim pe care mi-l permite legea la plata gărzilor, dar am pus am și acordul Consiliului Local. În momentul în care voi face treaba asta, să fie foarte clar, automat, cheltuielile mele, acei bani pe care eu îi dau, din banii mei, din banii pe care îi primește spitalul ca și fonduri proprii, numindu-se casa de asigură și veniturile proprii, dacă îi dau, nu am găsit ca. Voi rămâne evident descoperit, nu trebuie să fii filozof prea mare, dar pe alte părți. Și atunci unde mor? La primărie. De două utilități, trei utilități, bunuri și servicii, conform legii care o avem aici și noi. Dar fără să fim unii lângă alții, să ne dăm mâna unul cu altul, nu putem să mergem înainte. Asta ar fi un prim punct. Un al doilea punct, după câte știți, am trecut prin niște controle draconice și am reușit să facem față cu succes, chiar nesperat pentru unii și în cazul unul. A trecut o comisie de acreditare peste noi care ne-a felicitat și a spus să ținem vot așa, în același timp, având multe lucruri de reparat, de remediat, recomandări pe care le-au făcut, însă au plecat zâmbind și bucuroși că au găsit ceva în Oltenița. Un sanepid național, care știți că suntem crucișați acum din toată țara, care și aici, deși ne-au găsit niște nereguli, totuși au zis bravo. Nu mai spun de PSI, care, la care suntem blocați, cu toată lumea întreabă când se deschide cerul de primire urgențe. Nou edificiu pe care primăria cu greutate l-a realizat. Cine ne ține în loc? PSI-ul. Pompierii, de când cu colectiv, supă și ne-au. Și atunci, toate aceste organe, pompieri, SP, acreditare, vin și fac recomandări. Identifică niște neconformități pe care eu mă angajez să le rezolv. Ca eu să fac această poză bună și primăria să spună, mamă, ce spital am. Da?
Eu am făcut deja niște lucruri și m-am pregătit pentru aceste lucruri înainte ca ei să vină. Și în felul ăsta am ieșit bine. Dar dacă doar stăm la poză bine și atât, iar când e să punem umărul, pentru că nu, umărul îl punem noi cei care suntem acolo. Primăria trebuie să vină cu finanță. Pe scurt. Da? Adică, na, nu știu. Dar dacă nu facem treaba asta, măcar să o știm. Deci, solicit răspunsurile pozitive la cererile de finanțare pe care le-am făcut încă din ianuarie, la niște lucruri pe care le-am făcut în pregătirea vizitelor, comisiilor, de care v-am spus și pe care le-am trecut cu bine, adică eu mi-am făcut treaba și partea. Aici urmează acum să vină primăria și să-și facă treaba și partea ei. Să-mi răspundă la cererile de finanțare pe care le-am făcut. Pentru că, la ce am eu de făcut, subliniez un singur lucru. Toate aceste comisii care au trecut au zis așa, domnule, n-ai rezervor de apă. Deci nu există spital fără să aibă rezervor de apă. Asta duce la închiderea autorității de funcționare. Oprește spitalul. Deci trebuie rezervor de apă, care este o sumă mare. Eu nu vorbesc de asta. Vorbesc de lucrurile mărunte pe care le avem de făcut, pe care parte le-am făcut, pe care parte avem să le facem. Iar de lucrurile mari nici nu mai spun. Și practic să mergem mai departe, lăsându-le pe astea în urmă și să vedem că de fapt apar alte lucruri, altele decât pe care noi conducerea spitalului le considerăm și le subliniem și le arătăm în toate hârtiile care le facem și pe toate instituțiile care le-am făcut. Am un dosar plin de memorie către Casa Națională, către Minister, către Prefectură, către Consiliul Județean. Deci peste tot, oricând în fața oricui arăt, am cerut. Am spus că n-am de aia, că n-am de aia. Tot ce am făcut și am reușit să fac, am făcut întinzând elasticul, mai să nu se rupă și în felul ăsta să spunem, da mă, suntem și noi tot un drum frumos. Deci, ideea este să ne dăm mâna, să ne sprijiniți. Eu solicit sprijinul Consiliului Local și al întregii comunități, prin exemplu oamenilor care au făcut niște lucruri complet dezinteresați, zic eu, din punctul meu de vedere, au fost complet dezinteresați. Și primăria să mă învețe cum să fac mai mult, pentru că nu mă dau înlături de la muncă. Dar în același timp solicit a să nu lase drumul pe care a plecat și contribuția și sprijinul pe care a dat spitalul ultimul an în aceste momente grele. Știu că este un an electoral, știu că avem un guvern de tehnocrat, știu că s-au reprins niște fonduri, știu. Dar trebuie să prezint și eu lucrurile de care eu mă lovesc. Și să merg pe alte investiții, altele decât cele care deja sunt angajate și cele care sunt stipulate în organele de procesele verbale ale organului de control. Să las așa. Să merg pe altele care o să apară, știu eu cum. Nu cred că ar fi un punct bun. Cererea pentru pediatrie trebuie să fie necondiționată, părerea mea. Adică este pentru un caz critic care nu există variantă. Păi nu ar trebui să... Ar trebui să eu am vrut să fim de acord cu mea. Să fie din gura mea și nu pe zvonuri. Pentru că e un caz este care eu, dacă găsesc un medic pediatru, îi dau și pe mama și pe tata și spun, vino aici, frate. Scurt. Deci v-am spus, trebuie să fie... Din punctul meu de vedere, trebuie să fie necondiționat către Consiliul Local Funcționarea Secției de Pediatrie. Trebuie să meargă în continuare. Da, dar nu poți să faci, deci poți să faci să spună, da, băi, tu ai nevoie de un medic pediatru care îți închizi secția, eu își cer 500 de milioane. Dar nu, vreau să zic, dar eu nu vorbesc de asta. Eu vorbesc de a atrage medici să vină să-mi facă mie gărzi. Dar ei vor veni doar dacă vor auzi, da, păi spitalul Oltenița dă ceva, 2 milioane jumate, 3 pe gardă. Pe gardă. Vin și eu. Mă duc și eu, nu mai duc la ala, vin la Olteniță. Și celelalte gărzi? Nu numai pediatria? Nu, băi, n-ai cum să le faci, să, nu. Trebuie să mărești, trebuie să mărești ce înseamnă gardă. Pe toate liniile de gardă. N-ai posibilitatea să faci la unul așa, la unul așa. Și la pediatrie, n-am înțeles cu Liana, aveți un contract permanent pe Angel Malina Elena și aveți pentru gărzi pe Florea Cătălina și pe Pulcet Florin Alexandru. Și mai aveți un medic rezident pe pediatrie care se numește Chiru Diana. Dacă nu-i știți... Sunteți în eroare. Dați-mi să vă spun că sunteți în eroare, domnul primar. Vă rog și spuneți-mi și mie data care mi s-a comunicat de la spital.
23, asta este primit oficial de la spital. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că spitalul m-a dezinformat, atunci eu dezinformez întreg Consiliul Local. Dacă spitalul m-a dezinformat, eu dezinformez pe toată lumea. Că dumneata nu știi că ai 4 medici pediatri, nu e vina mea, iertați-mă. Nu, primar, nu mai știu niciodată, vă rog frumos, dacă ești atât de bine, ia mai știu niciodată. Ce scrie la medicina? Petrulescu Liana, secția pediatrie, medic specialist. Care ce este? Cum este acolo? Pediatru. Contract cu spitalul, cum e? Secția pediatrie. Petrulescu poate rămâne în continuare. Ei, dacă știți că nu mai... Angel, Malina, Elena. Am vorbit cu ea săptămâna trecută. Secția pediatrie, medic specialist, pediatru. Contract permanent. Perioadă bun, determinată. Mai și mai avem încă doi, da? Care ce? Astea, numai gărzi am spus. Încă doi doar cu gărzi. Am citit tare. Deci, aveți 4 medici care fac gărzi. Deci, domnul director, nu mă face să vorbesc eu acum despre spitalul ăsta. Vă rog foarte mult. Dumneavoastră ați afirmat adineau niște lucruri atât de incorrecte față de doamna Petrulescu, încât eu mă abțin să vorbesc. De, domnul fost primar, dacă nu știți, are un contract cu acea fundație de preoți din 2000, cred că 10. Și vă lăudați acum că vă aduce doctorul Ciplău, preotul Ciplău bani de 6-7 ani. Când a fost program special pe televiziune cu domnul Rachieru de la BD, cu ce a făcut la pediatrie și la sala de nașteri, e de mult, domnul Dragon a filmat. Când eu l-am adus în spital și a făcut toate acele cabinete pe Benino, dumneavoastră nu se punea problema vreodată să aveți... Și acum spuneți că dumneavoastră i-ați adus pe ăștia? Pe ăștia de mult. Deci, Benino, Nicu Necula, Rachieru și Ciplău sunt de mult și fac în fiecare an. Și totdeauna i-am lăudat și am făcut emisiuni speciale la televiziune cu ei. Am făcut emisiuni speciale cu ei. Cu ei, emisiuni speciale. Discuția mea era importantă, punctuală, pe 4 medici care vă spun, deci nu cunoașteți situația. Vreți să o lămuriți sau nu vreți? Dacă vreți să o lămuriți, lăsați-mă să vă lămuresc. Deci, numărul 1, doamna doctor Petrulescu. Da. Nu mai mă lămuriți pe mine, ați venit să vă adresați Consiliul local. Faceți excepție de mine, eu sunt primar. Nu fac parte din Consiliul Local. Perfect. Vă rog, adresați-vă Consiliului Local, deci, domnul, și rezolvați-vă ce problemă. Domnul primar a ridicat o problemă. A ridicat o problemă ca și cum ar fi fost dezinformat. Nu. Nu a fost dezinformat, însă, așa cum v-am spus la început, unul din oamenii de acolo este cel care a renunțat să mai facă gărzi, pe motivul de care v-am spus. A făcut gărzi la noi la spital. Sperăm să-l mai avem. Deci, din cei 4 au rămas 3. Doamna doctor cu contract permanent, Angel, și-a dat concurs la București. Ne-a anunțat că ne va părăsi. Din cei 4 oameni au rămas 2. Am un medic de familie care îmi face gărzi, care este cu acordul ministerului, care, rămânând doar cu doctorița Petrulescu și rămân în doi oameni, eu nu pot să fac decât să închid secția. Doamna doctor Petrulescu, care este, are o vârstă și care și-a manifestat dorința de a găsi cât mai repede niște medici, recunosc, nu ne lasă în drum, dar nu știe cât poate să mai ducă. Și a zis că în momentul în care găsesc niște înlocuitori, dumneai renunț. Deci, eu, dacă vorbesc despre 4 oameni, că am 4 oameni, eu vă spun, nu am 4 oameni. Da? Am relativ 4 oameni, posibil 4 oameni, dar, de fapt, eu, în momentul de față, am 2. Acum. Despre asta e vorba. Altă întrebare. Lobby-uri trebuie să ai influență, trebuie să ai ceva. De asta am și inițiativa legislativă pe care am spus-o. Am nevoie de Consiliul Local. Și pentru toate lucrurile care le-am spus înainte, toată lumea spune, descurcă-te. Cum fac alții? Păi așa fac alții, cum v-am spus. Primăria are o posibilitate de a oferi locuințe. Eu aici spun așa, asta nu este un câștig. Numărul 1, că în momentul dacă îi dai o locuință omului și el își plătește chirii, își plătește utilități și plătește de-alea, orică stă cu chirie, orică stă la primărie, tot aia e. Și nu-l atrage.
Și chiar dacă să zicem că Lara trage, el, ca să-și lase familia, că nu vine singur, nu, are o familie, preferă să facă naveta. Și cel mai câștigat ar fi remunerația. E singura treabă pe care o ai. Pentru că faci toate demersurile către minister, faci toate demersurile către Casa Națională, la sindicatele din sănătate, să zicem. Dacă domnul spune, ce mi-o oferi? Dar deci, și o curiozitate, care este cel mai mic salariu la doctor aici, dar nu vor ei să vină? Salariul de încadrare, unde, deci nu știu să vă zic, cât iau în mână un doctor, undeva între 20 și 30 de milioane. Plus gărzi, asta este salariul. Nu, încadrare, doar. Cu gărzi, cu gărzi sau nu? Nu, gărzile sunt acel 1.700.000 pe zi de gară. Alea se adaugă peste. Dar este un salariu care toată lumea acum poate să-l cântărească cum vrea, din punctul de vedere și al întregului corp medical, este un salariu mic, mizerabil. Acum, ca să lămurim o treabă, domnul doctor, cu tot respectul care purtăm și e o discuție categorică amiabilă și de interes. Ca să nu dezinformăm totuși, pentru faptul că aici se filmează, este ședință publică a Consiliului Local. Nu vreau să vă întreb, de exemplu, că poate nici nu erați. Deci, în perioada 2008-2012, ar fi foarte interesant, dacă totuși ați fi în cunoștință de cauză, ce sume au fost alocate spitalului, grosomoto, de către primaria Oltenii, dacă ați ști o cifră. Eu știu 2005, pe din deci, afară. Deci era interesant să știți de curiozitate, pentru că știți ce se întâmplă? Nu vrem nici să dezinformăm faptul că, iar repet, se filmează și se ajunge la urechile întregului cetățenii din orașul Oltenița. Totuși, ce eforturi s-a făcut de către primărie din 2012 până în prezent, ce miliarde s-au aruncat spitalului. Și sigur că asta nu este un motiv pentru care să nu ne zbatem. Așa, eu știam că totuși la medicii care au dorit să vină în Oltenița s-au mai dat chiar și niște prime de instalare. Adică s-au făcut niște eforturi teribile și noi ne bucurăm de treaba asta că mulți medici și servicii le avem. Și sunt de acord cu dumneavoastră că, într-adevăr, medicii cer și salarii mai mari, gărzi plătite mai bine. Așa e peste tot, în toată țara, că vedem cu toții. Iar problema care ați propus-o prima dată cu faptul că comunele limitrofe și care beneficiază de serviciile spitalului nostru, consiliere populare, consiliere locale din respective comuni, nu vine cu niciun fel de sume către dumneavoastră, sigur că și aici ar trebui să fie supusă dezbatere în consiliile locale respective, în comunele respective. Eu cred că cetățenii din comunele respective, dacă ar ști, dacă li s-ar spune că camera de gardă la Oltenița nu mai primesc oameni dacă Șoareci sau de la Curcan sau de la Miteni, lucru care categoric nu e la locul lui, nu e legal, sigur că nu e legal. Dar ce ar zice, deci consiliile locale și primarii respective ar trebui să facă cât un efort, totuși, cât o sumuliță acolo din toate comunele care beneficiază. Nu există cadrul legal, nicio primărie să dea. Nu există. Și să cotărească, nu pot da. Mai mult. Domnul director a venit la primarul acestei localități, pe care văd că nu dă doi bani. Și am avut o întreagă discuție, aproape o oră. Nemulțumirea dumnealor este vorba de bani. E vorba de banii care vor să-i ducă acasă. Despre asta e vorba. Și în special de salariul dumnealui. Când am început să vorbim de demersurile care le-a făcut la prefectură, la Consiliul Prefectural, i-a adus la cunoștință și prefectului și să poate încerca ceva. Nu se poate la nivel local, nici măcar o inițiativă legislativă, Oltenița nu poate face. Inițiativele legislative se fac în Parlamentul României. Dacă vrem popular, ne trebuie un număr imens de semnături. Păi nu avem toată localitatea câte semnături ne trebuie. Eu i-am explicat dumnealui. Știți cât v-am dat numai anul ăsta până acum? Domnul primar, să nu deschideți subiectul ăsta, că avem cifre diferite. Nu, dar vă întreb. Avem cifre diferite, domnul primar. Eu le-am din contabilitate. Și eu de unde le-am? Ia spune. Păi eu v-am întrebat eu pe dumneavoastră dacă știți cât v-am dat. Cât? Nu, spuneți dumneavoastră, că sigur vă spuneți ce știu eu. Vă spun. Hai, stai cum ați spus. Păi spuneți-mi cât, dacă vă spun. Deci dumneavoastră, primăria, în anul 2015. Nu, 2015. V-am întrebat 2016, suntem în 2016. Nu mi-am luat datele și nu vor să... Și, Manuela, discuția asta am mai avut-o. De ce diferă cifrele de la noi la dânsii?
că după ce mi-ai dat mie de la noi din contabilitate toate cheltuielile cu spitalul, în care intră și heliportul, în care intră absolut tot ce am dat la spital, sunt cifrate în jur de 15 miliarde. Asta este, domn primar. Asta este suma, da? Da. Iar bun. Iar spuneți că mult mai mare. Totdeauna am afirmat 15 miliarde. Așa. Am afirmat pe cei 4 ani sunt 45 de miliarde. Și aia sunt. Anul ăsta vă întreb, că de asta vorbim. Cât v-am dat până acum în primul trimestru? Deci, din câte mi-aduc eu aminte, cred că se ridică la 1 miliard jumate. Nu, eu vorba de 1 miliard 300. Așa, un miliard 300, nici măcar 1.300.000, da. Exact, 1.282.000 de miliarde. Bun. Exact. Da. Întâmplător, asta a dus la cunoștința Consiliului, la cele 8 școli pe care le avem în subordine, am dat 0 lei. Numai la spital am dat 1.300.000. Dânsul a venit cu niște cereri care se cifrau, în opinia dumnealui, la vreo 2 miliarde. Pentru că a luat de bază prevederea bugetară care o avem noi în 2016 de 8 miliarde. I-am explicat, dar văd că nu a înțeles, mai explic o dată. Prevederea bugetară înseamnă că noi acea sumă de 8 miliarde trebuie să o producem. Înainte să o cheltuim, trebuie să o producem. Și ca să înțelegeți dimensiunea ce înseamnă 1 miliard și nu știu cât la dumneavoastră, astăzi mi-a dat viceprimarul o situație în care îmi solicită 312 milioane parcă, plus TVA. Am chemat-o pe Manuela de acasă ca să plombăm cele mai importante străzi din Olteița. Știți că nu avem bani ăștia? Astăzi când vorbesc cu dumneavoastră, știți că nu-i avem? Și trebuie din nou, pe data de întâi, de data asta am să urgentez execuția bugetară, care v-am spus și dumneavoastră să aveți răbdare până la execuția bugetară, pe primul trimestru, să vedem ce am încasat, ce posibilități avem pentru viitor, ca să vă mai dăm și dumneavoastră. Pentru că așa cum anul trecut am avut ca prevedere 8 miliarde și v-am dat 15, probabil că anul ăsta, nu știu ce se va întâmpla, pentru că eu sunt primar până în iunie, dacă nu știați, sperăm să ajungem tot la cota de anul trecut, dar nu se știe, pentru că dacă vom avea încasările care se văd astăzi, la data de 12, cred, martie, aveam 12 miliarde încasate mai puțin de la populație decât anul trecut, în perioadă similară. 12 miliarde. Noi nu stăm aici degeaba. Întâmplător ieri, pentru că pe mine mă interesează mai mult decât vă imaginați spitalul și medicii din acel spital. Și am vrut să văd ce medici avem, unde stăm rău, pentru că am avut o discuție cu domnul Burcu săptămâna trecută. Dar nu prea ne poate ajuta nici dânsul. Dumneata, dacă nu înțelegi că nu avem să dăm în imposibilitatea anul ăsta, v-am explicat, ni s-au tăiat 40 de miliarde față de anul trecut. Dacă anul trecut am avut pentru echilibrare 43 de miliarde, anul acesta avem decât 3 miliarde. M-am adresat primului ministru al României, m-am adresat ministrului de finanțe, făcând situații comparative între localități din județul Călăraș, invocând hotărârea de guvern 114 de anul trecut, prin care mi s-au acordat acele sume, nu stăm degeaba. Dar să credeți că Oltenița are decât spital și nimic altceva, e o eroare. Chiar dacă eu sunt cu sufletul alături de corpul medical de acolo și de spital, și e adevărat, în toate interviurile mă laud cu ce a făcut acest Consiliu Local și această administrație publică vis-a-vis de spital în ăștia 4 ani, că avem cu ce să ne lăudăm.
avem cu ce să ne lăudăm. Domnul primar, eu pricep, nu că nu pricep, cum spuneți dumneavoastră, pricep mult. Iar în ceea ce înseamnă nevoile și funcționarea spitalului, credeți-mă, pricep mai multe ca dumneavoastră. Și eu vin și vă spun așa. Păi nu mai are rost să discutăm, dacă păi sunteți atât de pricep. Vreau să informez. Deci vreau să informez. Atâta timp cât se pune problema doar de orgolii sau de lucruri politice, foarte bine. Nici n-are rost să mai stăm de vorbă. Pentru că atunci, da, tot ceea ce este valoros va pleca. Nici n-are rost să mai stai, nu mai are rost să te mai zbați. Ce rost are să te chinui să faci ceva care să fie mândria comunității? Atâta timp cât lucrurile care se întâmplă, se întâmplă, nu pricepeți, câți bani luați, m-ați întrebat de cât ia un medic. Am medic de laborator, de ambulator care a plecat pentru că a luat 20 de milioane. A solicitat plata transportului. Știți cât este naveta București cu mașina zi de zi? Într-o lună de zile? Cineva m-a întrebat cât ia un medic. Știți cât este? În jur de 10 milioane. Un medic care face 25 de ani de școală, 25 de ani de școală, da? Că face 12 de medicină plus rezidență. Nu lăsă de natură discuția. A spus cineva că medicii au foarte important. Rămâne cu 10 milioane, doamne. Denaturați discuția. Nimeni n-a spus că medicii au bani suficienți. Ba din contră. Noi suntem de partea medicilor. De ce îi duceți discuția acolo unde nu e cazul? Am întrebat și am vrut să răspund și... Păi dar nu în sensul ăsta a pus întrebare. Era legat de dumneavoastră. Nu în sensul ăsta a pus întrebare. Nu, noi ne pricepem, zic eu. Ne pricepem, știm ce cerem. Dar e normal să vă pricepeți că acolo vă e meseria. Ce dracu mai zice? Aia vă e meseria, vă pricepeți acolo. Nu contestă nimeni. Și ne le pricepem și la nevoile pe care le avem de îndeplinit pentru a respecta. Nu, eu v-am spus că nu vă pricepeți la bugetul primăriei. Aia v-am spus aia eu. Aia da, puteți să spuneți, aia nu vă pe aia am afirmat eu, v-am explicat și dacă trecută vă explice acum. Indiferent cât aș vrea eu să promit acum, sau acești oameni să promită, până nu-i produci pe bani, nu-i poți cheltui. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, domnul primar, dar eu am aici un răspuns de la Consiliul Județean. Da? Pentru că eu am ajuns și la Consiliul Județean, da? Să le spun, domne, aia, în care îmi spune așa, că o sursă de finanțare a Spitalului Oltenița o constituie bugetul de stat, în acest sens a fost un HG în 23-12-2015. Și-a? Unde guvernul a alocat fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului pe care s-au plătit niște arierate. Așa. Și eu n-am solicitat 1,5 miliarde pentru dumneavoastră și domnul Filipescu a spus în conferință de presă că datorită faptului că nu avem conturile blocate, nu ne-a dat niciun leu. N-am hârtia de la dumneavoastră în care ați solicitat 1,5 miliarde. Aia noi am făcut toate demersurile să obținem acel 1,5 miliarde. Aia am făcut. Nu ni s-a dat niciun leu. Au și râs de noi. Au zis că ce au conturile blocate ca să le dăm bani. Deci nu ni s-a dat niciun leu. Am invocat exact ce citiți dumneavoastră. Pentru că vin să vă spun un lucru, am 1 miliard. Știați că am cerut banii aia? Știu, domnul primar. Păi atunci de ce invocați când știți că i-am cerut? Lehliu a primit, Călărașul a primit. Oltenița n-a primit. Pentru că ce-i drept, n-am avut conturile blocate. Dar e o posibilitate de a lupta cu Consiliul Județean. Eu nu lupt cu dumneavoastră. Eu încerc să apăr interesele, nu ale mele și ale lui mama, nu, ci ale Spitalului Oltenița. Și încerc să insist, chiar dacă sunt poate enervant, pentru că dacă eu câștig ceva pentru acel spital, vă veți bucura cu toții care sunteți aici pe acel spital. Nu, dar ca să nu rămâneți, domnul doctor, sau un dermatolog bun. Dar spuneți, dacă știți cu vreo sursă care nu face primăria efortul ca să ajute în sensul ăsta spitalul. Ar fi mare păcat, sincer vă spunem. Sincer vă spunem. Sincer vă spunem. Doamna director, este situația asta, că dacă ar fi, solicitarea aia cu gărzile cu 200%? Au fost mai multe solicitări de la spitalul. Nu știu dacă sunteți o săptămână acasă, da? Nu știu dacă a ajutat dumneavoastră. Avem posibilitatea noi. Eu am dat-o mai departe la servicii. Avem noi posibilitatea să legiferăm în interiorul spitalului? Nu cred. Vă întreb. Păi, nu cred. Trebuie să vedem și noi avem putere, Consiliul Local și primarul, pe un singur om, sau 3-4 de la spital, pe directori. Dar avem voie să spunem noi 200 sau 150 sau 125? Salarizarea este problema internă de hotărâri și de rezolvare. Ne-au cerut să spunem noi. Ce să spunem noi?
dați-mi voi. Să vă dați acordul, pentru că în momentul în care eu fac treaba asta cu banii spitalului, așa cum spune doamna economist, eu îmi dezechilibrez lucrurile mele folosind acei bani. Păi nu avem atribuții acolo, cum să ne dăm acordul dacă nu avem atribuții? Că pe urmă știți ce se întâmplă, dacă noi zicem da, ajungeți de nu aveți bani de salarii, ziceți dați-ne bani de salarii. De unde-i luăm? Nu, 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 de utilități. De alte bunuri și servicii conform legii 95. Păi când vreodată ați avut probleme și nu vi s-au asigurat? Păi la aia mă refer. Deci în sensul în cadrul acele 8 miliarde, toate aceste situații se rezolvă prin primăria Olteniței. Exact. Dar în momentul în care fac, acei bani vor fi clar solicitați mai des, mai frecvent și pe utilități. Domnul doctor, dacă fac eu vă spun, îmi pare rău, n-ați înțeles. Cei 8 miliarde, nu-i nevoie să-mi solicitați nimic. Am bani, vi-i dau, faceți ce vreți cu ei. Una din ele este să ne acopăr ceea ce aș face cu acești medici. Nu înțelegeți că dacă e prevedere bugetară, pot să vi-i dau fără să-mi cereți pentru ceva anume? Mi se pare să plec dacă vin și informez Consiliul. Păi după salarii, aia vă spun, nu mă pot pronunța eu sau colegii mei, că dânsii-s colegii mei, eu nu fac parte de tot. Pe salarii. Este treaba păi mi-ați făcut scris. Ca am să vrut, nu facem vrut, noi așa ceva. Să știți. Am vrut să știți. Că eu nu ne cereți acordul, nu că vreți să știți. Acord, dar puteți să-mi fiți de acord. Nu înțelegeți că n-am voie să promit. E treaba dumneavoastră, domnul doctor. Nu, stați un pic. În momentul în care eu fac și aplic treaba asta intern, fără să informez, mi se va reproșa. E bine și așa. Nu, mi se va reproșa că fondul meu de salarii a crescut la nu știu cât. Da? Și atunci... Eu am un contract de management, domnul primar, în care spune, până acum a dat. Cu fondul de salariu nu. Ba da. Fondul de salariu. Aveți cifrele mele? Deci fondul de salariu al spitalului în anul 2015 e la 80%. Cu toate hotărârile judecătoreștii care trebuie să le plătim doar noi singuri. Și apropo, am aici un punct care mă interesează. Dar să termin subiectul. Deci, eu dacă măresc aceste drepturi salariale, practic, ale oamenilor de gardă, eu voi depăși acest contract și atunci nu voi mai avea bani de utilități, de alte treburi bune și servicii care sunt conform legii 95-2006 la care intră la primărie. Mi se pare fair play și normal să informez numărul 1 primăria, Consiliul Local, și numărul 2 să le cer și acordul având în vedere consecințele acestui fapt pe care eu îl iau și problema mea internă. Să le cereți acordul să încălcați contractul de management. Într-un fel vine și așa. Da. Bun. Și mai vreau să... Dați-vă acordul, domnilor, să încălcați contractul. Am înțeles poziția pe tine. Bun. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. E regulat. Mai este la diverse ceva de discutat? Da, ce să mai am eu. Domnul vice, aș vrea să întreb. De ce nu s-a executat sentința penală numărul 161 privind societatea MC Service? De ce este o sentință penală dată de 2 ani și nu se executa? E obligatorie pentru toată lumea. Răspund eu și... Nu notați acolo și vreau răspuns de la conducerea primăriei de ce nu se execută acest. Puteți fi mai explicit despre ce sentință? Știți despre și departamentul juridic? Nu știți? Ce sentință? Deci sentința MC Service numărul 161 din 2014 privind intrarea în proprietatea MC Service la un teren de 354 de metri pătrați. Deci această suprafață de teren a fost obținută printr-o infracțiune și s-a dat o decizie care spune că se în temelia articolului 25 se anulează hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, procesul verbal de constatare numărul 20.578 de Comisia de Licitație a Primăriei Oltenița și contractul de vânzare-cumpărare. Deci acest teren a fost întabulat în proprietatea Primăriei Municipiului Oltenița și el trebuie să ajungă ca atare la să se restabilească situația anterioară cu privire la acest teren. Lucru care nu s-a realizat până acum, cel puțin din ceea ce am observat eu. Care este motivul pentru care nu se
execută această... Domnul secretar, a spus că departamentul juridic despre ce vorbim. Și cine trebuie să o ducă la îndeplinire? Trebuie să o ducă la îndeplinire primarul municipiului Oltenița, că dânsul... Dânsul ce? Dânsul trebuie să ducă la îndeplinire hotărârile care se dau către autoritatea locală, pentru că dumneavoastră sunteți primarul municipiului. Și când eu mă gândeam la Consiliul Local face treaba asta. Dar bine, o să mai învăț și eu în perioada asta, sunt în perioada de învățare. Veți primi răspuns scris. Da. Mai avem la diverse pești? Mai am și eu. Domnul primar. Dar dacă nu mai e altcineva. Nu mai e nimeni. Eu alegeam în urmă ce începe prost să termine și mai prost. Am avut o zi atât de agitată și de proastă, văd că s-a terminat aproape incredibil de prost. Dar nu s-a terminat ziua. Așa că o să încerc singur să-mi fac o bucurie. Dacă cei pe care nu-i lasă să moară, nu te lasă să trăiești, măcar singur să te protejezi. Mandat! Am zis decât așa la derută, că de fapt e de bine. Muzeul Național de Istorie al României mi-a trimis astăzi un mandat prin care domnul Teodor Valentin Zavalaș, acest copil pe care dumneavoastră împreună cu mine am avut încredere și l-am pus director la muzeu, a fost numit inspector al acestui muzeu și a primit o misiune de a se deplasa în perioada 26-31 martie în China pentru a inspecta Muzeul Național. Acolo există o expoziție Comorile României. Domnul inspector, îmi place să-i spun acum inspector, Zavalaș, în 5 zile după ce va veni din China, este obligat prin mandat să înainteze un raport către Muzeul Național de Istorie cu tot ce a constatat acum. În opinia mea, acest copil onorează Oltenița și ar trebui să ne bucurăm toți pentru ea. Asta e una. O a doua bucurie pentru mine, nu știu dacă e pentru toată lumea. Vreau să vă spun, Grădina de Vară și Cinematograful Flacăra a fost câștigat la Curtea de Apel de către Primăria Olteniței. E posibil să facă radeful Apel și ne vom duce la Înalta Curte. Dar la Înalta Curte rar se mai întoarce o hotărâre. Și un al treilea. Astăzi am verificat și spre surpriza mea neplăcută, n-am primit decât 166.840.000 în loc de 172 de milioane. Mi s-a explicat că s-a oprit o taxă de 3% pentru mediu. E vorba de tabla de cupru pe care am valorificat-o la Remat Călăraș și am obținut un preț extraordinar de bun pentru ea. Față de cântărirea de anul trecut, când a fost dată jos după turn, și cu ce a ajuns la Călăraș, există o diferență de 5 kg, e adevărat în minus. Mă gândesc cui s-o input, că s-a delapidat și s-a purat prea mult. O plătesc eu. Acestea trei sunt foarte importante din punctul meu de vedere, pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. Să știți că s-a redeschis șantierul pe Viilor, pe Oituz, pe Mircea Iliade și
Din păcate pentru noi, pentru programul de asfaltări 2016, din data de 9 până astăzi, nu s-a reușit să declarăm un câștigător din cei 11 participanți la licitația PSA. 3 au fost descalificați, 2 în primă fază, un al treilea în faza de deschidere a ofertelor. Au rămas 8. Până vineri mai au de adus niște clarificări și probabil săptămâna viitoare vom ști constructorul care se va ocupa de străzile Tineretului și Argeșului de la strada Constructorilor până la capăt și strada Cearoseti. Asta intră în prima fază. Ulterior vom vedea ce se va mai face. Și mai avem un program de plombări de care s-a ocupat domnul viceprimar, pentru care vă spunem că avem nevoie de o sumă infimă pe care acum, când vorbesc cu dumneavoastră, nu avem. Dar eu cred că după execuția de la începutul lui aprilie, și o să am rugămintea la dumneavoastră să vă aduc într-o ședință extraordinară, pentru că niciun ban public nu poate fi cheltuit fără aprobare din partea Consiliului Local. Mai e tot atunci, dacă vă aduceți aminte, am promis că vom achita cele 4 miliarde datoria pe care termourbanul o are la BCR. Am achitat 2 miliarde în luna februarie, parcă Manuela. Mai avem 2 miliarde ca să scăpăm de acea executare silită, nenorocită, care vor să ne impună BCR-ul. Suntem într-o situație destul de complicată cu banii, dar, așa cum v-am spus totdeauna, nu trebuie să disperăm. Noi trebuie să le scoatem pe toate și să facem ce avem de făcut. Atât cât mai suntem. Vor veni probabil alții, vor continua, vor opri. Naiba știe ce se va întâmpla. Dar deocamdată, cât încă mai suntem, dumneavoastră, acest Consiliu Local și eu ca primar, trebuie să ne batem să facem ce avem de făcut în acest oraș. Nu vreau să vă mai spun că acel program care vi-l spuneam de Magnolii a debutat poate puțin cu stângul, în prima noapte ne-a furat 3. Ăștia sunt oamenii, cu ăștia avem de luptat, aveți grijă și dumneavoastră, să vorbim cu oamenii, pentru că frumusețea orașului este pentru toată lumea, nu doar pentru Consiliul Local sau pentru primarul localității. Vă mulțumesc, eu asta m-am ajuns. Domnul Gheorghe Lungu, mai are la urmă. Am rugat pe doamna Ordei să ne ducă la cunoștință lucrurile pentru garajele de pe Bulevardul 1 decembrie și înainte să-mi răspundă doamna, ce este cu monografia domnului Amu. Am promis un exemplar pentru prietenii noștri de peste Dunăre la Biblioteca Centrală din Suceava. Amenzilor, de acum 7-8 ani, să-și vedeți cum vor amenda. Dacă totuși avem lipsă de bani, de ce? Există varianta să pierdem în loc să... Există varianta. Calculatorul... Trebuie să respectăm legea. Calculatorul de acord, dar calculatorul... Păi cred că de aici vine diferența aia de vreo 10-12 miliarde de care spuneam că avem mai puțin. Pleacă lumea de la ghișeu pentru acea amendă. Scuzați-vă, cel la ghișeu de multe ori nu este vinovat din cauza greșelilor făcute de un calculator. Dar nu-i greșeală, e codul fiscal? Sunt variante care, cunoscute, care, de exemplu, s-a plătit, i s-a ridicat mașina în București, s-a achitat acolo, pe loc, ca să poți să-ți iei mașina, în mijlocul câmpului, la sectorul 2, Mama Dreacu, dau un exemplu, n-ai de unde să faci copie, dar ai și la Oltenița.
Rad, acolo nu se dădea mașina, ești în câmp, ești fără mijloc de transport, că e sechestrată. Și aici la Oltenița aceeași, e o greșeală, este deja e oprată, dar nu are ca să poată să... Dar nu poți să... Apare în sistem dacă a făcut plata. Dacă e cunoscut, e la milimetru situația. Deci la afară, nu afară de asta, mai era o problemă minoră. Dar eu aș vrea să fie cu scuitul. Văd lângă biserică, toți negustorii în Oltenița sunt plătitori de taxe și impozite la această primărie. La acest consiliu local, care vrem cu toții să fim cât mai la zi cu toate și cu toate. Ei, văd o mașină care vine pe trotuar, plătește cuiva taxe și impozite. Ce aia cu pâine? Da. Pe aia când te-am întrebat eu în maestru că ai făcut contract cu ea? Nu. Noi vorbim... Nu. Nu este treaba mea că eu nu vând pâine, deci nu, să nu... Era discuția, numai puțin. Este o chestie. A, văd că există un... Cum plătim tot? Deci el... Hai că știu despre ce e vorba. Da. Vine o dată pe săptămână. Nu, vine de trei ori pe săptămână, vă spun eu. Și tu spui că nu e bine să vând acea pâine. Cel care își plătește taxele, care sunt băieții aia de lângă piață. Nu, eu nu vând acolo, n-am treabă. Dar mi se pare corect, cum toată lumea are o taxă și un impozit, și un salariat de al Oltenițeanului, cum să vină unul nu și acolo, și noi ne vinde altul peștele. Cam așa ceva, nu știu cum să spun, sau ăsta de la motel, sau... E urât, adică, știi, poziția. Dar astea sunt din cauza lanțului de magazin, sau ce face ăla. Nu, eu sunt de acord cu ce îi zice, să ia bani, pentru ocuparea domeniului public. Corect, sigur. Așa, da. O să mai vină și ne-a scăpat de el. Și vine Oltenițenii pâine. Păi, ăsta...